Ai grijă nu te juca cu Dumnezeu, pentru că tu vei pierde pentru totdeauna. Biblia spune. Leviticul 19.31 Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori, să nu-i întrebați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Mica 5 12 voi nimici cu desăvârșire de cele din mijlocul tău, și nu vei mai avea vrăjitori. Exodul 22 și 18 pe vrăjitoare să nu lași să trăiască. Doi împărați 17 și 17 au trecut prin foc pe fii și fiicele lor, s-au dedat la ghicire și vrăjitorii și s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mânghiindu-l. 2 Cronici 33 2.6 Și a trecut fi prin foc în valea fiilor lui Hinom, îmbla cu descântece și vrăjitorii și ținea la el oameni care chemau duhurile și care îi spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, ca să l mânie. Leviticul 22.6 Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți și la ghicitori, ca să curvească după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Cu Dumnezeu nu este de joacă. Deuteronomul 18 și 14 căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău nu ți îngăduie lucrul acesta. Isaia 44.25 Eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca înșelători pe ghicitori fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința în nebunie. Deuteronomul 18 și 10 să nu fie la tine nimeni care să și treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stelei, de vestitor al viitorului, de vrăjitor. Domnul zice, Apocalipsa 92.21 Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Apocalipsa 21.8 Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Apocalipsa 22 și 12 Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. 13 Eu sunt alfa și omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. 14. Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți încetate. cetate. 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Nu uita, eu vin curând!